Dragi prieteni, ne aflăm din nou după o scurtă vacanță aici la Onești, la Biblioteca Radu Rosetti, o expoziție icoane de vatră, pe vatră sau de vatră, de vatră cel mai bine, intitulată Ferestre spre Cer. Lângă noi este domnul Bălăiță, cel care a venit cu această propunere, cu acest eveniment cultural. Bine, v-am găsit, pentru că nu am fost la expozițiile Un Univers într-o lingură sau cam așa ceva. Am zis că este momentul să fim măcar astăzi aici și povestiți-ne totuși despre activitatea dumneavoastră din acest domeniu, după care vom particulariza expozițiile pe care le-ați prezentat la Biblioteca Radu Rosetti. Mă bucur că sunteți alături de mine la acest eveniment important pentru mine. E vorba de o expoziție care prezintă obiecte tradiționale românești din Oltenia subcarpatică. Aceste icoane de vatră, acolo le-au găsit colecționarii, cele mai vechi fiind din secolul XVIII încoace. Sunt în jur de 50 de exemplare păstrate până astăzi prin muzee din județul Vâlcea, din județul Argeș. Ce este o icoană de vatră? E o icoană care se așeza în vechime la vatră sau în horn, pentru că atunci vatra, unde ardea focul purificator, focul magic și cel care l-ajuta pe om să treacă peste, eu știu, să-și prepare hrana și să-l apere inclusiv de, eu știu, duhurile rele. Duhurile rele, așa. Ei, aceste icoane se puneau pe vatră sau în hornă pentru a-l apăra. Pentru a-l apăra de balaur, de duhuri necurate care puteau intra pe horn în casa lui. La ferestre avea zăvoarea, la ușă la fel. Ei, hornul era singurul loc pe unde putea intra. Și atunci țăranul român s-a gândit, domnule, să mă ajute Dumnezeu să mă păzească de trăsnet, de duhuri rele, și au făcut aceste icoane de vatră. Icoane de vatră care sunt realizate într-o modalitate foarte simplă. E un procedeu specific meșteșugului tradițional românesc și artei populare, crestătura. Crestătura e o incizie fină, nu foarte adâncă, în structura lemnului, în planul lemnului. El și-a realizat pe aceste bucăți, în general rectangulare, de patru latere de lemn, a realizat un simbol creștin, un înger, un sfânt, o scenetă biblică, așa cum este nașterea Domnului și o vedeți aici în expoziție. Apoi, mai târziu, au fost mai elaborate cu, eu știu, un fel de prăznicare în care prezentau aspecte din viața lui Isus sau unui sfânt. Etnologii care au studiat aceste icoane de vatră bănuiesc și au emis ipoteza că ele vin din istorie, de undeva din perioada prigoanei creștinilor de către romani, când, pentru a-și declara apartenența la credința creștin-ortodoxă, țăranul român din Oltenia subcarpatică, pentru că acolo se știe, își punea undeva ascuns în horn sau o mică placă de lemn pe care avea un astfel de simbol creștin. Din păcate, noi nu știm cum arătau primele icoane de vatră. În expoziție, o să vedeți, eu mi-am imaginat ce ar putea să fie reprezentate pe aceste icoane de început. Sunt simboluri creștine, începând cu peștele, care e denumire în greacă, este Ichthyos, care înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Dar poate fi și Alfa, începutul. Există monograma lui Isus. Monograma lui Isus, pe care Constantin cel Mare, se spune legenda, a visat-o înaintea bătăliei din 312 de la podul Milvius, și în vis o voce, asta e una din legende, alții spun că a văzut pe cer această monograma lui Isus. În vis i-a spus un înger sau o voce din cer să pună acest semn pe steagurile soldaților și va învinge. Constantin cel Mare a pus acest semn, care este un X și un P, o să vedeți în expoziție, care sunt primele două litere de la Hristos. Și uneori apare simbolul acesta cu un alfa în stânga și un omega, începutul și sfârșitul a toate care sunt.
Alte simboluri care apar pe primele icoane și mi-am imaginat eu că apar sunt îngeri din cetele îngerești. Sunt vreo 9 cete îngerești, așa spune Dionisie Areopagitul, că ar fi 9 cete îngerești. Ele se deosebesc prin numărul de aripi și o să vedeți aici îngeri cu 2 aripi, cu 4 aripi, heruvim, cu 6 aripi, serafim, cu 8 aripi, o să vedeți aici și apară pe icoane. Este simbolul crucii definitoriu în ceea ce ați prezentat dumneavoastră? Este esență? Este simbolul principal? Ar trebui spus așa. În vechime, cei care făceau astfel de obiecte, icoane de vatră, erau meșterii cruceri. Meșterul crucer este cel care făcea cruci de mână sau pecetare. Pecetarele sau pristolnice erau cele care, și acum se folosesc, se pun pe prescuri și se pune pecetea lui Iisus, Iisus Hristos Nica, biruitorul morții. Ei, acești meșteri cruceri deșteau să facă cruci, pentru că și pecetarele aveau o formă de cruce. Probabil la solicitarea, clientelei, au făcut și icoane de vatră și, bineînțeles, dacă el știa să facă cruci, le-au dat și formă de cruce. Și o să vedeți în expoziție, sunt multe icoane de vatră care au forma crucii, o cruce mai stilizată, mai, îmbogățită cu simboluri, cu elemente de artă populară. Deci crucea este, da, un element des întâlnit în expoziție și un element definitoriu pentru expoziție. Majoritatea au formă de cruce din icoanele pe care le-am expus. Este important ceea ce aduceți dumneavoastră aici, la Onești, pentru că precizăm încă o dată, aceste icoane de vatră nu sunt specifice zonei Moldovei, totuși parcă mi-aduc aminte în copilărie, undeva prin anii 60 și parcă am văzut pe la bunicii mei. E posibil să fie trecut și în partea noastră, poate prin căsătorii dintre un moldovean și o olteancă sau invers. Orice este posibil, eu nu știu și eu am studiat și eu ce au scris alții care se ocupă de aceste icoane de vatră și au zis sunt specifice Olteniei subcarpatice, nordului Olteniei. Dar iată, foarte primite la această expoziție de către noi, moldovene. Da, sunt altceva. Sunt ceva care nu au mai văzut. Eu știu că am discutat cu diversi colegi din acest domeniu al artei, să spunem, și când le-am spus că viitoarea expoziție, după cea de anul trecut de cruci de mână și pristolnice, va fi de icoane de vatră, n-au prea știut ce sunt, dar m-am bucurat pentru că au căutat informații și s-au lămurit. Sunt altceva și asta mă bucură că am reușit să aduc altceva, așa cum anul trecut am adus crucile de mână și pristolnice, anul ăsta am adus icoanele de vatră, iar cu 2 ani în urmă am adus lingurile crestate. Și așa cum bine ați amintit, expoziția de atunci s-a chemat Un univers într-o lingură. A fost o expoziție interesantă și cei care au văzut au remarcat că au fost 90 de linguri, niciuna nu semăna una cu alta, crestată cu diverse motive populare românești. Ca și aceste icoane, toate unice în felul lor, putem spune. La fel de bine putem spune că românul este frate cu codrul. Dumneavoastră sunteți bun prieten cu lemnul în care crestați. Ați simțit această legătură între natură, religie și artistul. Până la urmă sunteți un artist, faceți aceste lucruri. Mai degrabă un meșter popular, poate. Ce se întâmplă? Lemnul mi-e drag, într-adevăr. Probabil vine din faptul că tatăl meu a fost tâmplar și nu mi-e rușine să spun lucrul ăsta. El a iubit lemnul, eu iubesc lemnul la fel. Chiar astăzi la un radio local am povestit, iau bucata de lemn, o miros, o pipăi, mă uit la ea și apoi iese o icoană, chiar dacă folosesc niște modele preexistente, pentru că asta e cu icoanele de vatră, sunt modele care s-au perpetuat. E adevărat, în expoziție aici eu am mai făcut niște combinații. Mi-am permis, ca un inginer pasionat de nou și de căutări, să combin anumite elemente. Și poate și să le fac un pic mai atrăgătoare, pentru că icoanele de vatră
la origine nu erau foarte atrăgătoare. Ele erau copiate icoană după icoană și își pierdeau. Fie sfântul arăta foarte hidos, fie inscripțiile. În general, meșterii care le făceau erau analfabeți. Și atunci îi copiau inscripțiile fără să știe despre ce-i vorba acolo. Și icoanele de vatră care există acum prin expoziții muzeale, expoziții publice, o să vedeți, sunt un pic nu foarte atrăgătoare. Și de asta ele au și pierdut teren și au dispărut în detrimentul icoanelor făcute pictate pe sticlă sau cromolitografii sau, astăzi nu mai spunem, icoanele frumos, colorate și cu beculețe care sunt în producție de serie și, na. Iată, această expoziție deja este un lucru împlinit. Astăzi au fost alături de dumneavoastră prieteni, oameni de artă, scriitori, profesori, noi, televiziunea exclusiv. Mă întreb oare ce mai urmează în această serie, hai să spunem, eu îmi permit acest termen, al lemnului legat de religie și de cultura tradițională românească. Despre viitor... E bine să vorbim, dar am devenit în ultima vreme un pic superstițios. E posibil să urmeze nu o expoziție de lemn, e posibil, ci o expoziție care să valorifice memoria locurilor. Și la ce mă refer? E vorba de, aici poate nu o să fiu pe placul celor care ne ascultă sau al tuturor, e vorba de istoria acestor locuri care a început acum... 60 de ani, cred că, da, odată cu apariția industriei chimice. Este păcat să nu păstrăm memoria celor care au muncit sau jerfit în aceste combinate, poluante sau cum or fi ele. Oamenii și-au sacrificat viața, au fost și deținuți aici care au muncit. E păcat să nu păstrăm această memorie. Întâmplarea a făcut ca la combinatul chimic, la King Complex unde lucrez, să primesc ca sarcină de servici. Bine, directorul general știa o pasiunea mea pentru istoria locurilor, să organizăm o sală, muzeu, despre trecutul combinatului. Și am găsit într-o arhivă în jur de 150-200 de fotografii de la începuturile combinatului, unde apar inclusiv oameni care au muncit cu căciulele lor ponosite, cu hainele ponosite. Este păcat să păstrez doar pentru mine și pentru muzeul de acolo, care nu se poate vizita chiar oricum, e într-un combinat chimic. Și m-am gândit că poate că ar fi interesant o astfel de expoziție, fotografiile mărite și aduse probabil în bibliotecă, aici unde este polul culturii oneștene și unde întotdeauna ne-am bucurat de ospitalitatea celor care muncesc aici în bibliotecă și întotdeauna m-au sprijinit să aduc în fața publicului oneștean, zic eu, lucruri interesante, inedite. Deși veniți de la Bacău, v-ați obișnuit cu Oneștiu-vă și din planurile pe care le aveți, domnule inginer, constat că chiar doriți să aduceți pentru noua generație aceste amintiri. Așadar, așteptăm o invitație în momentul în care se va concretiza. Este un proiect îndrăzneț, este un proiect foarte serios. Noi admirăm curajul dumneavoastră și sperăm și le spunem oneștenilor de pretutindeni că am mai descoperit astăzi încă un om, putem să-i spunem al Oneștiului, un om care vine cu lucruri extrem de interesante, extrem de variate din punct de vedere al prezentării, dar un om care încă o dată încearcă să aducă Oneștiul atât în atenția dumneavoastră cât și în atenția tuturor celor care iubesc cultura, care iubesc istoria acestor locuri, în special al unui oraș care s-a dezvoltat pe industrie și care necesita foarte multe sacrificii din partea locuitorilor săi. Noi vă mulțumim în numele Televiziunii Exclusiv și vă dorim mult succes și nu uitați că suntem cu ochii pe dumneavoastră, întotdeauna veniți cu lucruri noi, inedite, surprize, adevărate surprize, dar care au în spate foarte, foarte multă muncă. Vă mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de mine și de noi cei de aici și vă aștept în continuare. Să știți că mai am lucruri multe interesante, numai să găsesc deschidere și sprijin de la comunitatea locală sau de la oamenii, că comunitatea locală e un nume generic, de la oamenii care pot sprijini o astfel de manifestare. Vă mulțumesc încă o dată! Cu multă plăcere! Iată încă un eveniment cultural deosebit, de o
esență, ca să folosim termenul din lemn, e de esență bună, de calitate. Până data viitoare, Eugen Ungureanu vă spune la revedere și fiți cu ochii pe noi și nu uitați că un gram de cultură nu vă poate dăuna niciodată. La revedere!